Introducând legi perfecte și frumoase într-o țară cu care nu se potrivesc, duci societatea de râpă. Oricât de curați ar fi cugetul și de bună inima. Și de ce asta? Pentru că, întorcându-ne la cărarea noastră bătută, orice nu icoană, ci viu. E organic și trebuie să te porți cu el ca și cu orice organism. Iar orice e organic se naște, crește, se poate îmbolnăvi, se însănătoșește, moare chiar. Și, precum sunt deosebite soiuri de constituții, tot așa lecuirea se face într-altfel. Pe când Stan se însănătoșește de o buruiană, Bran se îmbolnăvește de dânsa și mai rău. Cum numim însă pe aceia care zic că au descoperit o singură doctorie pentru toate bolile din lume? Un leac fără greș, care de ești nebun, te face cu minte, de asurzit te face să auzi, în sfârșit orice ai avea, pe cingine, chelie, ciupituri de vărsat, degerătură, perdea la ochi, durere de măsele, tot cu alifie de ungi și tot cu un praf de îndoapă. Pe un asemenea doctor l-am numit șarlatan. Ce să zicem atunci de doctorii poporului românesc, care la toate neajunsurile noastre, tot cu un praf ne îndoapă, care cine știe de ce fi bună.